Administrația americană a anunțat că a aprobat vânzarea a 7 sisteme antiaeriene Patriot 3+, cea mai recentă versiune a echipamentului. Congresul are 15 zile să aprobe această tranzacție, iar acest lucru se face de obicei prin aprobare tacită. Imediat după, producătorii și reprezentanții României pot începe negocierile. Statele Unite ar urma să trimită la București 30 de reprezentanți ai guvernului și 40 ai producătorilor Lockheed Martin și Raytheon. Pe lângă varianta Patriot, armata română mai are pe masă o variantă propusă de grupul european MBDA. Sistemul cu rachetă Aster este folosit de forțele aeriene franceze și de forțele terestre italiene. Rachetele Aster sunt folosite și de fregatele britanice. Sistemele Patriot sunt însă mult mai cunoscute și au fost folosite în luptă. În prezent, 13 state au în dotarea armatelor rachetele produse de americani. Teoretic, în 2021 ar trebui să apară o nouă variantă a sistemului Patriot, cu un nou centru de comandă și un radar mai performant care să acopere 360 de grade, nu 120 ca acum. Polonia a anunțat că va cumpăra sisteme Patriot chiar în timpul vizitei președintelui american Donald Trump. Spre deosebire de România, Polonia a negociat pentru aceste sisteme 2 ani și a cerut sistemul viitor Patriot, sistem care va apărea peste 4 ani. De asemenea, Varșovia le-a cerut americanilor ca industria poloneză să participe la fabricare.